În episodul anterior din Transformers Prime, alinierea planetară la care făcea referire profeția se apropie. Muntele în flăcări din viziunile mele, locul din care îmi voi colecta, Emergonul Negru! Îl vreau aici, acum! Megatron, astăzi vei răspunde pentru crimele împotriva planetei Cybertron și împotriva umanității. Ritmul pulsului devine stabil. Se pare că sângele lui Unicron pe care îl căutam nu e undeva în lume, ci mai degrabă chiar aici. De ce sângele lui Unicron erupe de sub pământ? O întrebare, Optimus, pe care o vei duce în mormânt. Repede, trebuie să-l tragem de acolo. Bok! Acum! Ăsta e doar începutul! Acum am destul energon negru cât să aduc din nou la viață pe Unicron însuși! Da! Transformers Prime. Unul va învinge. Partea 1. Ușor, Optimus. După toate aparențele, ai fost expus la o uriașă cantitate de energon negru. Eu nu sunt singurul. Are noroc că e în viață. Megatron a găsit și mai multă materie neagră? Un vulcan întreg. Întrebarea e cum? Nu. Întrebarea e ce? Ce sfântă scânteie caută sângele lui Unicron aici pe pământ? Decepticonii au lichidat un unicorn? Calul alb cu un corn în frunte care țopăie cu niște steluțe în jur? Unicron. Un ticălos străbun, al cărui sânge fosilizat a devenit materia pe care o numim energon negru. Cum ar spune legenda? Adică tu spui că acest Unicron e un fel de Bau-Bau? Bau-Bau? Un personaj înspăimântător și rău care stă ascunsându-l la... Nu, asistentă Darby. Unicron chiar există. A existat. Adică... Eu chiar cred că el a existat odată, dar nu subscriu teoriei conform căreia forța lui vitală, primordială, e substanța care l-a îmbolnăvit pe Raf. Am auzit destul. Jack, te rog, ajută-mă să-l duc pe Raf la mașină. Credeam că se simte mai bine. Raf trebuie examinat de doctori adevărați și familia lui trebuie să știe ce i s-a întâmplat. Adevărata lui familie. Mamă, familia lui Raf nu-l poate apăra. Nu așa ca ei. June, sunt profund îndurerat de nereușita mea. Dar voi face tot ce-mi stă în putere pentru a asigura protecția prietenilor noștri oameni. Sau a oricărui om de acum înainte. Optimus,
Ei sunt copii. Ei nu au ce căuta în lumea voastră. Ar trebui să fie preocupați de note, de prieteni, de coșuri, nu de propria supraviețuire. Mamă, energonul negru curge din pământ. Nu e așa de simplu. Ar putea fi vorba de supraviețuirea tuturor. Voi veniți cu mine, toți trei, și nu se vor mai întoarce aici. Am înțeles. Asta-i tot? După toate prin câte am trecut împreună, papa? Cum e cu libertatea de a alege? Poate că asta e valabil acolo, pe planeta lor, dar nu aici. În mașină! Tu chiar crezi că o să mă urc într-un vehicul non-transformabil? Miko, vorbesc serios! Nu ești mama mea! Miko! Nici tu! Dar a ta sunt! Haide, Jack! Ea e mama ta! Eu rămân. Îmi pare rău. Ratchet, activează Ground Bridge. Nu mulțumesc! Prime, recepționezi? Te aud, agent Fowler. Te-ai uitat la știri? Mama Natura a început să tremure în pantaloni. Știm totul despre vulcan. Și despre cutremure? Șapte seisme puternice cu exact aceeași magnitudine, în exact același timp cu erupția vulcanului. Peste tot în lume, pe plăci tectonice diferite. Teoretic nicio legătură, dacă nu s-ar fi întâmplat. Exact în același timp. Fiți atenți! Mai multe vești bune! Furtuni teribile, nemai văzute până acum nicăieri. Tsunamiurile amenință coasta Canadei, iar furtunele de fulger fac prăpăd în deșertul Gobi. În același timp, rețelele urbane de energie sunt afectate de anomalii electromagnetice. Toate aceste fenomene anormale ne fac să ne întrebăm de ce acum și ce mai urmează. Nu spune că ați construit o mașină meteorologică. Una atât de puternică? Extrem de improbabil. Nu-mi vine să cred că apariția energonului negru în acest moment este doar o coincidență. Unu, doi, trei... Totul în ordine, Raf? Am văzut fulgerul. Număr până când tunetul... Se pare că vine furtuna. Grădina mea o să se bucure. Ești bine? Ce e asta? Nu!
Mulțumesc! A zis, cu plăcere. Sânge al vieții voastre, ridicați-vă din adâncuri să devenim unul și același. Ne-am întors. Iar noi ne bucurăm. Ești bine? O să fiu. Jack? Mamă. Știu. Și eu. Dar ești pedepsit până la 30 de ani. 25. Liderii mondiali clasifică aceste bizare tipare meteorologice ca stare de urgență globală. Globală? Iar oamenii de știință sunt de părere că fenomenele sunt oarecum legate de actuala aliniere planetară. Ce-ai aflat, Prime? Și sper să nu fie doar praf în... Doamna Darby, ce surpriză plăcută! Agent special Fowler? Am aflat următoarele. Cu privire la așa zisa magmă din vulcan, cutremurile și-au originea adânc sub scoarța Pământului. Chiar din centrul Pământului, de fapt. Cutremurile nu pornesc de acolo, sau da? Vibrații ușoare, unde longitudinale, cu un tipar constant, aproape la fel cu... Pe toate scânteile, dacă aș converti datele astea în fișiere audio... Ce? Ce e? Ascultă! Termină, Soundwave! Oprește-l! Îl mai aud încă pulsându-mi în creier! O bătaie cybertroniană de inimă? Cum e posibil? Inima pompează sânge! Nu e nimic care să fie pompat, doar... sângele lui Unicron. M-am trezit! Bine, stai așa. Vrei să spui că trăiește ceva acolo jos, înăuntrul planetei noastre? Mi-e teamă că centrul Pământului nu se compune din magma, așa cum sugerează știința voastră, ci din energon negru. Și dacă auzim scânteia asta, înseamnă că Unicron e forța întunericului pe care a prezis-o profeția. Și cum facem să oprim chestia asta? Asta, din păcate, n-a prezis-o nimeni. Cum se poate să existe ceva în centrul Pământului și să fie viu? Nu este lipsit de precedent. Înainte de începuturi, a existat Primus și a existat Unicron. Unul era încarnarea creației, iar celălalt a distrugerii. Eoni în șir, Primus și Unicron s-au luptat. Balanța puterii oscilând între ei doi mai des decât ne putem imagina. Doar după ce i-a creat pe cei 13, cei dintâi Prime și predecesorii mei, Primus a reușit să-l învingă pe Unicron și să-l alunge. Primus a devenit unul și același cu centrul planetei noastre, creând viața prin fântâna Marii Scântei. Iar despre Unicron nu s-a mai auzit nimic până acum. Poate găsim gaura pe care a lăsat-o super decepticonul ăsta când și-a săpat drum până acolo jos și s-o umplem cu explozibili. Agent Fowler, nu cred că Pământul a devenit căminul lui Unicron. Mai degrabă, cu timpul și datorită forței gravitaționale, reziduurile adunate în jurul Titanului adormit au format Pământul în sine.
Și se trezește abia acum din cauza forței magnetice generată de alinierea planetară. Bine, și acum ce se întâmplă când Unicron se trezește din somnul lui de miliarde de ani? Da, se întinde un pic și bum, pământul se face țăndări? Nu știi, nu-i așa? Bănuiala mea e că Unicron și-a modificat forma lui fizică așa cum o știm. Totuși, va trebui să găsim un mijloc pentru a ne asigura că această forță a naturii nu se va trezi niciodată. Soarta planetei voastre depinde de asta. Stăpâne Megatron, spațiul de încărcătură e aproape plin cu materie întunecată. Recomand retragerea. Soldații încep să slăbească din cauza ei. Și totuși eu devin mai puternic. Arachnid, preiei comanda până la întoarcerea mea. Întoarcerea ta de unde, stăpâne? De la întrevederea mea cu Unicron. Simt prezența. Scânteia ta e în mine. Îți cer ajutorul ca stăpân al meu atotputernice Unicron. Cine vorbește cu mine? Umila și veșnica ta slugă, Megatron, conducătorul decepticonilor și vestitorul tău, cel care a mânuit energonul negru care ne leagă pentru a te aduce printre noi încă o dată, s-a împlinit profeția. Acesta este doar începutul la ceea ce vom înfăptui împreună. Căci tu vei stăpâni această planetă și pe cei ce calcă pe ea prin mine. Nebun îngânfat! Cum îndrăznești să crezi că ai putea să invoci forța mea vitală? Mă trezesc pentru că eu consider că e timpul. Stăpâne, nu intenționam să trec peste... Liniște, ierme! Nu am nevoie de jalnicul tău ajutor. Te rog, stăpâne, eu exist doar ca să te slujesc pe tine. Ce e asta ce simt? O urmă de Prime? Aici? E Optimus. Ultimul Prime rămas, dușmanul nostru de moarte. Îmi declar mie loialitate și totuși i-ai permis discipolului lui Prime să trăiască? Îl voi distruge pentru tine! Țipătul lui se va face auzit! Mă obosește absolut tot ce spui. Cu siguranță dacă ai fi avut puterea să-l distrugi pe acest Prime, ai fi făcut-o până acum. Mă voi ocupa personal de asta. Ratchet, epicentrul acesta e compatibil cu descoperirile celorlalți. Terenul e bogat în minereu. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că metalele naturale de pe pământul vostru ar putea fi extensii ale lui Unicron. Membrele lui. Deci, înseamnă că s-a întins de dimineață. Din cauza asta s-au produs cutremurele. Optimus, detectez o creștere a activității scânteii lui Unicron. Stai liniștit, Ratchet. Voi acționa cu prudență. Mă cunoști de undeva, urmașa lui Prime? Unicron, aducătorul de haos. Bine. Acum cunoaște-mă ca Unicron, distrugătorul tău! Cu umilință îți cer să mă asculti, stăpâne Unicron. Și ce ar avea un Prime să-mi spună atât de important? Fac acest apel nu pentru mine, ci pentru planeta pe care tu o constitui și pentru ființele care o populează. Întreaga omenire se bizuie pe tine, pentru menținerea ei în viață.
Învierea ta nu va face decât să distrugă speciile care s-au dezvoltat din semințele măreției tale. Această omenire despre care îmi vorbești, îi consideri progeniturile mele? Într-adevăr. Paraziți! Și ei vor ajunge să-mi cunoască mânia odată ce termin cu tine! Descendenții lui Prime au devenit mai slabi în absența mea. Și astfel tu vei pierde. Această consecință e inevitabilă, dar nu chiar astăzi. Discipolarul Prime, chiar în această zi, căci Unicron e un singur, dar noi toți suntem Unicron.